Astăzi voi merge într-o drumeție în cheile Bădinei, dar pe Valea Cernei am găsit o frumusețe de portal pe care vreau să-l vizitez. Se află chiar deasupra cheilor Bobotului. O splendoare. Se află la intrare pe drumul spre Cernasat. Pare abrupt și chiar este, dar cu ajutorul lăstarilor suntem aproape. E un portal micuț, sunt deja în partea cealaltă. Aici e puțină grotă. Dar merită vizitat. E prea aproape de drum, prea la îndemână. Super. Fără puțină atenție, nici nu-l vezi. Hai la mașină. Am parcat în fața la pensiunea Dumbrava. La drum să lucrez. Cred că va fi superb când va fi gata. Imediat în față avem Bădina, râul Bădina. Și vom merge către chei. Acolo este confluența râului Bădina cu râul Cerna. Noi vom traversa podul, podețul. O Cerna liniștită și limpede. Imediat ce trecem podul, avem această potecă care este traseul marcat către Dobraia, Prisăcina, vârful Arjana. Eu încerc un nemarcat către cheile Bădinei. Imediat dau de această poieniță, văd că folosită de oameni și voi avansa. Pare că ar exista o potecă. Sper să fie cea bună. Se mai colmatează cu fagi doborâți de vânt, dar nu e chiar așa de greu de trecut. La acest zid de piatră mă gândeam să trec în partea cealaltă, așa părea de sus. Dar parcă tot pe partea stângă cu murc s-ar vedea o potecă. Am traversat și pe partea dreaptă. E cam același lucru. Am văzut niște construcții, niște garduri. Sper să fie mai ușor pe aici. Am trecut din nou pe partea stângă, sensul de urcare. Până la urmă, e la libera alegere. Și așa dansăm stânga-dreapta până ajungem unde ne interesează. Acolo, la chei.
începe să devină cât de cât mai interesant. Dar ne și apropiem de destinație. Ah, Doamne, n-am apucat să zic bine că a devenit din ce în ce mai interesant. Nici nu vreau să-mi imaginez, dar intrăm în chei. O să traversez din nou pe partea stângă, sens de urcare. Vai, 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 ce să fie. Deci am traversat și de pe bolovanul ăsta, adică la 5 metri de unde ziceam că o să apară o minune, uită! O frumusețe, cheile Bădinei! Doamne, cât de repede poți să ajungi! Am făcut în jur de 45 de minute, dar la lejer 50. Voi încerca să ajung pe bolovanii ăștia cumva. Să mă bucur. Doamne, Doamne. Wow, Luce, mi-ar place pe ăla în față. Superb. Cheile Bădinei. Micuțe, dar spectaculoase. De fapt, asta e tot. Sper să pot să ajung deasupra acolo. Splendoare! Voi încerca să văd dacă pot să urc deasupra cascadei. Acum mă aflu exact deasupra cascadei mari. Deasupra cheilor. Am ales să urc acest bolovăniș. S-a părut mie că este cam dislocat, deci s-a mai folosit. Dar nu e rău. De la acest copac, poteca, și chiar bună, riscantă, dar frumoasă. Doamne, Doamne, cât îmi place. Cât îmi place acest risc. Care dacă ești puțin atent, nu există. Ah, Doamne, unde mă pot afla? De excepție! Și acum să încercăm să avansăm pe Bădina în sus. Vedem ce surprize vom avea. Ca să nu pară poteca monotonă, cascade. Vom vedea mai în față. Pare interesant. Frumusețea munților. Abrupturile. Astea sunt în munții Cernei. E, trebuie să trec în partea dreaptă, că pe acolo nu o să pot trece. Acum să văd pe unde.
cum le lasă Dumnezeu. Exact când nu mai pot merge pe partea dreaptă, o trecere frumoasă. Of, Doamne, ce-o fi acolo. Doamne, ce acoperișa meu deasupra capului. Casca mea e degeaba. Ce adăpost frumos, ce măsuță frumoasă. Superb. Nu știu cine l-a făcut. Rolul ar fi de dormit. Acolo un fel de cheile corcoaie. Of, Doamne, Doamne, să nu dai drumul la o piatră tocmai acum. Foarte spectaculos. Faptul că dorme cineva aici, înseamnă că avem ceva de văzut. Cel puțin o cascadă frumoasă avem. Dar nu că frumoasă, extraordinar de frumoasă. Doamne, Bigger-ul joacă la pitici, mai ales acum că s-a dărâmat. Doamne! Și încă una mai sus. Splendid! Și ce-o fi pe cheile ăștia? De la 20 de metri de frumoasa cascadă, intrăm în niște chenii, nu vreau să mă gândesc. Ce va fi după cot aici. Mamă măiculiță, deci sunt terminat, mai frumos de așa. Aoleu, nici nu vreau să vei, avansez câte puțin, câte puțin, așa. Hai să avansăm. Vai de capul meu. Vai ce frumusețe. În prima fază am crezut că e o peșteră și că apa trece prin peșteră. Vai Dumnezeule mare! Vai Dumnezeule mare! Doamne, tremură carnea pe mine de frumusețea asta. Vai de viața mea. Mamă, deci astea sunt cheile bedinei. Vai. Uite cheile bedinei. Deci alea de jos sunt doar așa de încălzire. Doamne, Dumnezeule mare. Doamne, Dumnezeule mare. Cred că până la Bolovanie o să pot merge. Hai să mergem pe mica distanță. Au, Doamne, Doamne. Doamne, Dumnezeule, Dumnezeule, unde pot fi? Nu mă pot abține să mă exprim așa altfel. Și se mai deschide. Adevăratele chei ale bedinei. Ce vorbești, mă? Da. Da. Zenit. Și am ajuns din nou la Poieniță. Dar mi-a tras atenția această bancă, care pare bancă, dar de fapt e veceu. Bravo, mă.